See you.
Thank you.
Suntem în cuvânt și toate, glorie de la ținate. Sunt cer, nu se surice. Tot pentru casa noastră, vreau să vă spun această albumeată, care și la proiectul Papa Cărților Părinte Națională de Capetea Cineu, este o carte învățată de piele, arată extraordinar, de la noi, cu picturi realizate de tine, de atunci și premiați la festivalul internațional. Este vorba despre o carte pe care a realizat o vreme cu familia Pierro. Toate versurile pe care le-a scris picturi de un prieten și mulțumesc din toată contața pe la voastră, să mulțumesc din ce se prăgim în piață de excepțional. Plătim că mai este un lucrurian plătesc cu un actual de la voastră. Mai este. Am plătesc și chiar pe la mulțumesc frumos, să fiți sănătos. Thank you.
fece mi separe. Și știe gândul.
applauso per l'orchestra al contesto dei maestri Luciano Gladesco. Mulțumim! Dragilor, mai zăbovim cât se cuvine, aș vrea, la bine și la rău, să fiu artistul care vine în fața publicului său. Rob al succesului de o clipă și la aplauze supus, atâta lume joacă teatru. Ce înseamnă un artist în plus? Pe scenă, eu sunt vrăjitorul, fac soarele și îl supun. Eu știu că lumea nu e o scenă, dar omul pot să-l fac mai bun. Am fost al vostru pe furtună, am fost și am rămas mereu. Când țara are vreme bună, tot vreme bună am și eu. Pe scenă dăm mereu spectacol, cel mai sever și exigent, cântarul nostru de iluzii, balanța noastră de talent. Odată v-am dezamăgit, iertați-mă, vă rog frumos, jucam la 40 de grade, iar voi credeați că sănătos. Artistul care nu-și cunoaște limba și țara ca pe un rol de seamă, noi toți suntem același cuget. Suntem de un neam, suntem de o mamă. Iar când trimit spre lume slova, îi simt în mine în pas egal și pe bunicii din Moldova și pe părinții din Ardeal. Doar publicul mi-a dat tăria de a nu-mi lăsa speranța în cui. Și credeți-mă, dragi târgoviștieni, că m-am hrănit eu toată viața doar cu aplauzele lui. Pe scenă, fluturându-și zborul, fiind al țării om de rând, eu zic, ferice de artiștii ce s-au născut pe acest pământ. Să le fie vorba bucurie, să le fie scena sărbătoare, iar publicul român să-și aibă artiștii pe care îi merită. Și credeți-mă că îi are. Iar dacă v-am tristat de curul sau v-am întristat în bani, al dumneavoastră sunt desigur cel care vă iubește pentru eternitate. Surugiu Aul Ciprian. Mulțumesc, vă iubesc! În finalul întâlnirii mele cu dumneavoastră, aș vrea să-l invit în scenă pe un mare maestru care la vârsta lui respectabilă face momente foarte frumoase lângă mine pe scenă. E vorba de maestrul Joel Kereshtei. Aplauze pentru minunatul om de muzică ce mi-a dăruit în ultimii 3 ani 2 albume premiate de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Maestre, vreau în această seară, pentru că e un moment pe care nu l-am repetat, și așa e mai bine, pentru că e bine să fim așa spontan. Aș vrea să cânt o piesă pe care mi-ați scris-o dumneavoastră, pe versurile tânărului Narcis Avedanii, Covor de lacrimi. Vă mulțumesc! Eram în Bălți, Republica Moldova, l-am invitat pe maestru pe scenă și am cântat, publicul a aplaudat, publicul s-a bucurat de prezența dumnealui. Probabil mulți nu-l cunoșteau pentru că trăiau într-o zonă de nord a Basarabiei, unde posturile românești nu prea existau pe vremea aceea. Și am spus, maestrul este într-o formă foarte bună pentru că el în permanență merge pe bicicletă și la cei 83 de ani se arată impecabil și toată sala s-a ridicat în picioare, pentru că arată senzațional.
maestrul Joel Kerestei. Mă scuzați, versurile sunt scrise de Carmen Alda Vlad. Mulțumesc! Și Paul Surugiu Fuego, doamnelor și domnilor, la Crizantema de Aur, a 51-a ediție. O albumă excepțională, Joel Kerestei, Paul Surugiu Fuego, cu piesa formidabilă, din Venezare, monetate mari pe festivalul. Stați un pic să facem finalul scurt, cu puțin mai înainte, cu ce puțin, să avem trebuie să ne zbim maestre. Albume, turneul întreaga lume, Paul Surugiu Fuego debutează strălucit la Crizantema de Aur, ediția 51. Vă mulțumesc și vă iubesc! Sărbători frumoase! Maestre, vă iubesc! Pe 12 decembrie, nu uitați să fiți aici la concertul de Crăciun pe care Fuego îl va oferi. Noi o să primim în primul rând, să nu ne ratați. Paul Surugiu Fuego alături de maestrul Joel Kerestei. O să te țin de mijlocel, așa? Ia, poți.